Nu fișier, două, fac două fișiere. Nu las de o oră jumate, că rup el la un moment dat, dar îi fac eu chestia asta, să fie aproape jumate. Ia să zicem, deci 4A... Așa, plus 8B. 8B. Supra 6A plus 3B. Egal. 4 puteți scrie 2 ori 2, sau 2 la 2. Da. Dar de ce? Uite-te la 4 și la 8 și să mai pierdem timpul. Pe cine aș putea scoate în factor comun? Pe 4. Pe 4? Da. Și după ce scriem, putem scrie în factor comun pe 3. Pe 3, perfect. Zii, Ștefania, că tu ai pornit, deci zici 4 pe lângă A plus, A plus 4 ori B. Nu, 2B. Că 8 împărțit la 4 plus 2. Da. Atenție, atenție, da. Plus 2B. Da. Totul supra. Totul supra. Darius, totul. Darius se cotine. Supra. Scoatem comun pe 6. Pe 3, mă. A, pe 3. Pe fel mai mic. Da? Așa, pe 3, da. Pe lângă. 3 pe lângă. 2A. A, 2A. Plus B. Plus B. Așa. Și egal cu. Și egal cu. Cu cine? Ia nu faci. Ia zi, putem simplifica ceva? Da. Pe cine? 2B și pe B. Păi tu n-am zis că nu se poate, mă, că e adunare. Da. Deci, dar nu se poate, decât dacă ar, fi, dacă ar merge toată asta cu asta. Dar în paranteze este nu sunt identice. Pe acolo e A plus 2B da. Și aici e 2A plus B. Și noi ce face? Ai deci, și așa îngheață. Da. Deci noi ce face? Nu se simplifică deloc. Sigur le-ai dat așa bine, uite. Da. 4A plus 8B, da. Supra 6A plus 3B. 6A plus 3B. Da, am scos pe 4 un factor și ne-a rămas A plus 2B, pe 3 și ne-a rămas 2A plus B. Da. Și nu se mai simplifică. Deci așa rămâne ca la cer. Așa este. Da? Bun. Și acum la ce punct? 8. La 8. Da. Ești 8. Tot 85, da? Tot pagina 85. Da. A. 3. Ori la 101. Tot la o margine facem, da? Adică toată, A punctul A, de ce? Da. Nu, mă, nu sare deloc. A, Supra. 3 la 101. Plus 3 la 102. Deci 3 la puterea 101. Supra 3 la puterea 101. Plus 3 la 101. Supra. Supra 3 la 101. Plus 3 la puterea 102. 102. 2. Egal. 2. Îi scădem pe cei 3 la 101. Cum se scădem? Așa, sus jos? Da. Nu. Ștefane, ce să-ți faci ca să-mi dau? Pentru că e adunare aici. Nu. Păi, dar nu știu. Păi, fete, mai vreau dai două palme, să știi. Suport două palme decât să vă spui că mai simplifici în adunare. Deci în adunare sau în scădere nu se simplifică. Da. Ci că după ce scoate factor comun. Da. Înseamnă că scoatem factor comun. Sus la numărător, n-ai ce faci. Da. Deci rămâi atât, egal cu 101. 101. Nu, 3 la 101. Da. 3 la 101. Și jos, zic să vă, idei jos. Scoatem factor comun. 3 la 101 plus 1. Asta e. Deci la 102, Ștefania, zice să zicem 101 plus 1 la exponent. Da. Deci zicem, 3 la 101 lăsăm așa pe primul. Da. Plus 3 la puterea 101. 1 plus 1, da? Și da. Cam mai departe cu. Că știam că dacă putem, mai facem așa. Da? Sigur că da, asta este o șmecherie foarte bună. Și de unde vine adunarea exponenților? De la o înmulțire, da? Deci vine 3 la puterea 101 supra
3 la 101 plus 3 la 101 ori 3. Așa se mulțesc două puteri. Faptul că s-au adunat exponenții, de provin la operația de înmulțire a două puteri cu aceeași bază. Da. Ei, acum jos, ce observăm? Cine este comun? 3. La ce? 3 la 101. Îl vedem și aici, și aici. Da? Îl vedem în cele două locuri. Da. Deci rămâne sus. 3 la puterea 101, jos supra. Supra. Factor comun pe 3 la 101. 3 la 101 pe lângă 1. 1, dacă l-am scos pe el, urmas 1, da? 1 plus 3 la 101. Păi l-am scos pe 3. Plus 3. Da? Plus 3. Deci l-am scos pe ăsta și a rămas 1 plus 3, da? 1 plus 3. Și este egal cu 3 la... Abia acum simplificăm asta cu asta. E produs. Da? În produs. Și egal cu 1 supra. Rămas din, dacă s-a dus complet, a rămas 1 supra. 1 și cu 3, 4. 1 pe 4. Mai vedem o dată, Ghiștiu. A fost foarte frumos aici. Ce a fost aici, Ștefania? Ce a plăcut ochiului? Când trebuia să ne dăm seama că era 3 la 101 plus 1. De 102 ăsta, am scris că 101 plus 1, ca să facem factorul comun 3 la 101, să scoatem data viitoare și iată că după aceea putem simplifica. Da? Da. Poftim, Darius. Vreau să întreabă A, B. Asta a fost A, B, 8. 7 la 10. Cum? 7 la 10. 7 la 10. Plus 2 ori 7. 2 ori 7. La puterea 11. Numai 7 la 11? Da, 7 la 11. Așa. Plus 3 ori 7 la puterea 12. Corect. Supra 12 ori 7 la 10. Atât, da? 12 ori 7 la 10. E egal mai departe cu... Acum, Darius, trebuie să te fii foarte tare. Să vedem ce îți vine ție în minte să faci. Să scoatem factor comun, nu putem. Avem pe 7, numai că sunt la putești. În diferite. La aici e la 10, aici e la 11 și aici e la 12. Ce manevră să faci tu? Păi, mic. Zi. 7 la 10 plus 1, ca să scriem pe 7 la 11 și după pe 7 la 12 ne scriem ca 7 la 11 plus 1. 7 la 10 plus 2. Ah, da. 10 ca să presim 7 la 10. Da. Deci fii atent ce spune Ștefania. Pe 11 ăsta să scrii ca 10 plus 1. Iar pe 12 să scrii 10 plus 2. Da. Să vezi ce șmecherie are ea. O văzut o chestie foarte tare. Deci vine 7 la 10. Poftim, Ștefania, vorbește. 7 la 10 plus 1. Nu, 7 la 10, primul. A, 7 la 10, da. A, plus. 2 ori 7 la 10 plus 1. Da. Plus 3 ori 7 la 10 plus 2. Până aici nu e nimic de spectaculos. Da. După. Supra 12 ori. 12 ori 7 la 10. Am văzut cineva să știu. Da? 12 ori 7 la a 10. Și acum? După avem factorul comun 7 la 10. Pe lângă. 7. Cum se scrie aici 7 la 10 plus 1? Din unde provine adunarea exponenților? De la mulțire. La mulțire. 7 la 10 ori 7 la a 1, da? Da. Deci egal cu? 7 la 10. Da. Pe lângă. Nu, hai să lăsăm încă mai ușor. Plus 2 ori 2 ori 7 la 10 ori 7 la 1. Ai înțeles? Îl desfacem ca să pricepem bine. Plus 3 la 10 3 ori 7 la 10. 7 la 10, ori 7 la a doua, da? Da. Darius. Da. Ori 7 la a doua. Deci, de unde provine adunarea exponențelor? La o mulțire, da? Da. Totul supra 12 ori 7 la 10. Acum scoatem factor comun, pentru că l-am văzut pe ăsta
comun peste toți, la toți cei trei termeni. Da? Aici îl văd, îl văd aici și în sfârșit aici. Și avem așa, 7 la 10 pe lângă. 7 la 10 pe lângă. 2. Na, rămas în locul lui 1. Că nu a pus 0, nu a putut să fie, că dacă ar fi fost 7 la 10 ori 0, făcea 0. Așa, 1 a rămas, da? Și pe lângă 1, plus. Plus 2. Plus. Ori 7. Da, ori 7. Deci scriem tot ce a rămas acolo în urmă, plus, da? 2 ori 7. 3. Plus 3 ori. 7 la 2. Perfect. 7 la 2. Totul supra. La 12 ori 7 la 10. Și 7 la 10 cu 7 la 10, să fii sănătos. Și ne facem, obținem 1 plus 2 ori 7, 14, plus 7 la 2, 49 ori 3. Ia să mulțim 49 ori 3. Da? 147. 3 ori 9, 27, 72. Da. 3 ori 4, 12 și 2, 14. 147. Și facem? Plus 147 supra... Totul supra 12, da? Și acum adunăm 1 și cu 14. Sau 4 și cu 7. 4 și cu 7. La unitățile se adună. 4 și cu 4, 7, 11 și cu 1 de aici. 12, 12. 2 și 1 îl ținem minte, da? Da. Le ținem. 1 același cu 4 face 5 și cu 1, 6. Și 1. Și 1 îl lăsăm. 162 supra 12. Și acum? 162. 2 pe 12 s-a simplificat prin cât? Prin 6. Oh. Nu știu prin 6, dar prin 2 sigur, că ultima cifră îi pare, nu? Da. Prin 2 merge sigur. Hai să împărțim prin 2 și iată cât devine. 2 în 16, zim Darius. 2 în 16 de 8 ori. 8 ori. 2 în 2, o dată. 81 supra? 6. 6. Mai merge prin 2, nu merge, dar prin 3 oare merge? Suma cifrelor 8 și cu 1? 9. 9 se împarte. Da, deci merge prin 3. Și atunci va fi 3 în 8. 3 în 8 de 2 ori. 2 ori 3, 6. Rămâne 2 ori. Pune 1 lângă el. 21. 21 de 7 ori. Da. 27 pe? Pe 6 pe, de 2. Pe 2. Da. Că mai merge odată? Nu cred că mai merge. Că 27 și 2 nu merge, da? 27 de 2 este ireductibilă. Nu mai se mai poate simplifica. Și cu asta ne oprim aici. Hai să vedem ce a fost frumos. Vreau neapărat să povestim aici, că a fost interesant. Ne-a uitat, 7 putea să fie, dar aici la 11, la 12. Atunci a trebuit pe 11 să vedem ca 10 plus 1. Pe 12 ca 10 plus 2, iar suma exponenților provine la înmulțirii 7 la 10 ori 7 la 1, iar 7 la 10 plus 2, 7 la 10 ori 7 la 2. Și 7 la 10 se vede pe un factor comun și totul merge perfect. A, B, C-ul, da? Da. Te rog. 5 la 20. Deci avem 5 la puterea 20. Plus 5 la 21. 5 la 21. Plus 5 la 22. 5 la 22. Supra. 4 ori 10. 4 ori 10. 10 la 20. 10 la 20. Așa. Plus 2 ori 10 la 21. 2 ori 10 la puterea 21. Plus 10 la 22. Plus 10 la 22. Și egal cu... 5 la 19 plus 1. Dar de sum la 19? La 20 nu, că e cel mai mic la cel mai mic umbli. Umbli la 21 pe care scrii ca fiind 20 plus 1.
Da? Deci 5 la 20 îl lăsăm. Lăsăm așa. 5 la 20 plus. 5 la 20 plus 1. Plus. Așa, plus. 5 la 20 da. Plus 2 supra 4 ori 10. 4 ori 10 la 20. Plus 2 ori 10 la 20 plus 1. Da. Plus 10 la 20 plus 2. Egal. 5 la 20. Scoatem comun pe 5. Nu mai întâi eu. Așa, să scriem 5 la 20 ori 5 la 1, ca să se vadă de unde provine adunarea, de la o mulțire a două puteri, da? Deci pe 5 la 20 îl copiem. 5 la 20 plus, zic, da. 5 la 20 plus 5 plus 20 ori 1. 5 la 20? La 1. Deci 5 la 20 ori 5 la 1. Ori 5 la 1, Darius, atenție, Darius. Cum se mulțesc două putere care au aceeași bază? Copiem în bază și adunăm exponenții. Da. Dacă ai văzut adunare, înseamnă de aici vin. La 5 la 20 ori 5 la 1. Da. Plus, mai departe. Plus 5 la 20. 5 la 20. Ori 5 la 20. La a doua. Corect. Supra. 4 ori 10 la 20 plus 2 la ori 10 la 20 ori 10 la 2 plus 10 la 20 ori 10 la 2 da. și egal cu 5 la 20. Scoatem factor comun fiindcă e de două ori. Nu, fiindcă e și aici, și aici, și aici, nu? Nu tine de două ori, e chiar de trei ori. Da, nu am spus de trei. Da? În trei poziții. Și vine 5 la 20 pe lângă. 5 la 20. Pe lângă. Din primul cât o rămas de acum? 1. Atenție. 1 plus. 5 la 1. Adică 5. Plus. 5 la 25. 5 la 2, adică 25. Da. Supra. Da. Tot la fel, scoatem factorul comun pe 10 la 20. Corect. 10 la 20 pe lângă 1. Nu. Oh, pardon. 4. 4. 4. Suntem atenți. Rămas 4. Plus. Plus 2. Mai 2? Plus 1. Nu. Nu. 2 ori 10. Deci ne uităm la toți aici și noi pe ăsta l-am scos. Și atunci ce rămâne ăștia? 2 la 10. Nu, 2 ori 10. Adică 20. Adică 20, scriu o dată, sigur că da. Plus? 20 plus 10 la 2. 10 la 2. Adică 10 ori 10, 200. 100, da? Da. Și este egal? Este egal cu 1 plus 5, 6, 31. Deci vine 5 la puterea a doua, 5 la 20, 20 pe lângă. 5 la 20, nu mai scriem paranteza. Nu mai spunem paranteza, că facem calculul, paranteze. Da. Ori 31. Ori 31, corect. Iar 2 la 20. 2 la 20. Ori. Ori? 124. Așa vine, 124. Da. Dar nu era 2 la 20, 10 la 20. 10 la 20. Foarte bine, 10 la 20. 10 la 20. Așa, ori, cât ai zis acolo? Ori 124. Și egal cu... Cum? Ia să vedem aici cum procedăm. În loc de 10 ăsta, în loc de 10 2 ori 5. Da, putem zice, da? 2 la 5 totul la 2 ori 5. 2 ori 5 totul la 20. Da. Deci în loc de 10 le astea zicem 2 ori 5, da? Da. Deci o să zicem egal cu 5 la puterea 20 ori 31. Totul supra 2 ori 5
la puterea 20 ori 124. Și egal mai departe cu? Și egal cu 5 la 20. Deci facem calculul de 5 la 20 ori 31. Supra 10 la 20. Atenție, atenție! Cum se ridică un produs la o putere? Se ridică fiecare la acea putere. 2 la 20. 2 la 20. Deci fiecare în parte. Dacă ar fi 3, fiecare, da? 2 la 20 ori 5 la 20. Asta când e înmulțire. Dacă ar fi adunare, nu trebuie să faci decât calculul și pe unul ridici la putere. Numai când e înmulțire. Da? 2 la 20 ori 5 la 20 ori 124 se calcul. Ei, ce observăm? 5 la 20 cu 5 la 20. Da. Sunt terminate. Da. 2 la 20. Oh, pardon. 31 supra 2 la 20 ori 124. Și egal cu? Și egal. Ei, să mai vedem ceva. Ce se mai poate face acolo? 2 la... Când scrie și 2... Oare 31 cu 124? Da, asta m-am gândit și cu... Este vreo legătură, este vreun divizor comun sau chiar prin el? 31 e număr prim. Da. 31 nu are numere alte... Deci cu prin 1. Păi cât oricât se facă 31. Păi nu este. Nu, mai unul și el însuși. E număr prim. Și atunci 124 se dă dacă se împarte la 31. Ia să luăm deoparte. 134 împărțit la 31. 124. 124. Împărțit la cât? La 31. Oare de câte ori se meargă? 12 minus 4, de 5 ori. Ca 3 în 12, ce mă? 3 în 12. 3 în 12. De 4 ori. 4 ori 1, 4. 4 ori 3, 12. Perfect, o mers. Da. 4 ori 4, 4 ori 3. Deci 31 cu 124 și rămâne aici jos 4 și sus 1. Că 31 împărțit la 31 face 1. Da. Și ne rămâne 1 supra 2 la 20 ori 4. Da? Și da, mai departe cu pe 4 ăsta, cum îl putem scrie pe 4 ca puterea lui 2? 2 la 2. Deci egal mai departe cu 1 supra 2 la 24. 20. Ah, da, 24. 20. Ai avut dreptate. Ștefania, vino și te ceartă cu mine când trebuie, da? Da. Nu mă lași să greșesc, că uite. Că nu știam de 24. Da, tot bine. Iar pe 4 să zicem 2 la 2. Da? Da. Și face egal mai departe cu 1 supra 2 la puterea 20 cu 2, ca așa se se dă o putere ca la celălalt. Deci 1 supra, 1 supra 2 la 22 este răspunsul corect aici la exercițiul acesta. Să vedem un altul. 5 la n plus 1. Deci 5 la puterea n plus 1. N, n. Da. N plus 1. Plus 8 ori 5 la n. Da. Supra 3 la n plus 3 la n plus 1 plus 3 la n plus 2. Plus 3 la puterea n plus 2. E calcul. Știu cum să facem. Ia să vedem. Ar fi pe 5 la n ori 5 la 1. Adică 5 la n plus 1 ai zis. 5 la n plus 1 ca 5 la n ori 5 la 1. De acolo provine adunarea, da? Deci, zice Ștefania că ar fi așa, 5 la n, ori 5 la 1, nu mai are rost să mai scrie 5 la 1, sub înțelege, da. Plus 8 ori, nu 8 la n, 8. Ăsta nu-i la n, nu-i totul la n, nu-i într-o paranteză, numai 5-ul. Plus 8 ori 5 la n. Darius, ai înțeles? Deci, la noi nu e în paranteză ca și 8 să aibă obligația să fie la numai 5. Deci, 8 ori 5 la n, da? Da? Totul supra. 3 la n plus 3 la n ori 3 la 1, da. Plus 3 la n ori 3 la 2. Foarte tare!
al treilea domn. Deci Ștefania vede aici N plus 2, care se scrie 3 la număr 3 la a doua, N plus 1, 3 la număr 3, da? Și egal cu. Și acum scădem sus la factor comun pe 5 la N. Perfect. 5 la N e factor comun. 5 la N pe lângă 5 plus 8. Plus 8. Și după sopra scoatem un factor comun pe 3 la N. 3 la N, imediat. 3 la N pe lângă? Pe lângă 1 plus 3 plus 3 la a doua. Da. 3 la a doua. Și egal cu? Și egal cu 5 la N. Nu mai pun pe lângă. Facem calcul. Ori pe lângă, ori 13 supra 3 la N ori 1 plus sau 4 plus 3 la 2 adică salut! 6 9. Așa, deci facem cât am zis? 5 la N. 5 la N. Ori 13. Ori 13. Supra. 3 la N. Ori 4. Ori 4 plus 9. Adică? Adică 13. Ori 13. Da. Ce putem face? Ce simplificăm? 3. 13 cu? 13. 13 cu 13. Avem voie. Da. Că suntem un produs. Da. Da, da. Și după rămâne doar 5 la 5 la N supra 3 la N. Care se mai scrie ca 5 pe 3, totul la puterea N. Nu poate fi scris așa, 5 pe 3, că și numărătorul și numitorul la puterea N. Să vedem o altă ghișiță. Eu trebuie să plec puțin mai repede, că... O uitată, da? Da, mai repede. Bun, bun, merge. Merge cu bine. Da. Să-l facem direct pe șifon, fără... A, gata, facem așa, sărim. Ca să ajungem acolo, unde trebuie. Da. Așa. Așa se face acasă, cum am făcut aici. Luăm toate la o margine. Ce să din ăla, ăla, ăla? Da, ca să se lase, rămână mai puțin. Păi, da. Asta vedem. A, B, C, D, cât? F. Yes. 10 la N plus 1. 10 la N plus 1. Minus 10 la N. Da. Supra. 3 ori 2 la N 2 la N plus 2 la N plus 1 2 la N plus 1 la da. Expoi, da? 2 la putere N plus 1 da, plus 2 la N plus 2 la revedere la revedere, Ștefania, egal cu egal cu 10 la N plus 1 mergem 10 la N plus 1 minus... Atenție! Ori, pardon, 10 la 1. Ia, foarte bine. Deci 10 la 1. Ori 10 la 1. La 1. Minus 10 la 1. Și acum scoatem un factor comun. O să scoatem când devine vremea. Jos. Totul supra 3 ori 2 la N ori... Nu, 3 ori 2 la N. Plus 2 la N. Ori 2 la 1. Corect, foarte bine. Plus? Plus 2 la N plus... pardon. Plus... Ori, pardon. Ori 2 la 2. Bine. Egal cu? Și egal cu... Scoatem factor cu 10 la N. Bine. 10 la N. Pe lângă. 10 la 1. 10 la 1 10, nu? 10 la 1 face minus 10. Minus? Minus? Minus 1. Minus 1, așa, deci multe. Că aici dacă l-am scos pe el, aici a fost 10 la el 1 și a rămas 1. Nu-i 0. Că dacă a fost 0, făcea 0. Totul supra jos. Totul supra. Noi scoatem complet 2 la N. 2 la N, corect. Pe lângă. La N, pe lângă 3. Ori. 3, atâta. Da. Din primul rând, mai 3, că doar aia nu a ieșit. Da.
3 plus. Plus. O 3. Nu, păi de aici l-am scos pe 2 la ien și a rămas mai 3. Da. Și am scris pe 3, da? 3 ori 1 în locul lui, dar 3 ori 1 tot 3 este. Da. Nu mai e plus acum, plus aici. Plus... L-am scos pe 2 la ien, a rămas ce? 2 la 1. 2 la 1. Plus 2 la 1. Plus 2. Da. Plus... Plus... L-am scos pe 2 la ien. Da. Și ce a rămas de aici? A, 2 la 2. 2 la 2. Adică 4. Plus 4. Și am mai departe cu 10 la N. 10 la N ori 10 plus 1. Minus 1, minus 1. A, minus 1, adică 10, 9. Ori 9, corect. Supra. 2 la N. Bine. 2 la N ori... 3, 9, 5 plus 4, 9. 4, 9, corect. Și egal cu... 9 cu 9, simplificăm. Da. Și este egal cu 10 la n. Supra 2 la n, nu? Da. Că și, 9, și 10 și 2 tot la n. Și atunci ne permite, zicem, 10 supra 2, totul la n. Iar 10 împărțit la 2? Da. 5. 5 la N. Răspuns clar, corect, este 10, 5 la N. Ăsta a fost punctul care? F. Da. Și să mergem la punctul F. Hai să vedem. 6 plus 12 plus 18 plus puncte, puncte 96 96. Supra. Deci, cât este? 6 plus 12 plus 18. 6 plus 12 plus 18 plus puncte, puncte. 96 plus 96. Da. O supra 8 plus 16. 8 plus 16. Plus 24 plus... puncte, puncte, plus 128. 128, egal cu? Da. Păi, din 6 în 6, 6 plus 6, 12 plus 6, 18, deci ar veni 96 împărțit la 6, ca să ne dea... Să nu mă pui să-l adune așa, chiar mult timp. Mm-hmm. Este o sumă? Da. Gauss. Mai că din 6 în 6. Și cum facem? Primul plus ultimul. Da. Hai să notăm cu S1 asta sus și cu S2 asta. Deci notăm cu S1 egal cu 6 plus 12 plus 18 plus puncte puncte plus 96. Și face cât? Care e rezultatul? Primul plus ultimul, da. 6 plus 96, 6 plus 96, ori numărul lor, câți ori fi? O 96. 96, ca să aflăm, sunt mai puțin. Că ei sar din 6 în 6. Deci ea, din 96 scădem pe 6. Deci, pentru a afla numărul termenilor, deci numărul termenilor este egal cu 96 minus 6. Da. 96, adică din capăt scădem pe primul. Da? Împărțim din cât în cât sari ei. La 6. La 6 plus 1. Și adunăm 1 că începe și sfârșim cu el. Și egal mai departe. Cu 96 minus 6. 96. 90, 90 împărțit la 6, plus 1. 90 împărțit la 6, cât vine? 90 împărțit la 6... Ia să vedem, 6, 9 dată, merge. 30, 6, 15. 15 și 1, 16.
Da, și egal cu 16. Deci numărul terminal 16. Deci mulțit cu 16, ești primul plus ultimul, ori cât sunt ei, și am aflat că sunt 16 termeni, împărțit la 2, supra 2. Și egal cu 2 cu 16 simplificăm și face 8, și 6 cu 96 face 102 ori 8. Da? 102 ori 8. Deci suma din este 102 ori 8, adică zic și așa, 102 ori 8. Las, eu nu mulțesc acum, n-am chef să mulțesc. Poate se simplifică, știu eu. Acum să face și suma a doua. Ies 2 egal cu 8 plus 16 plus puncte, puncte plus 128. Egal tot așa formula. Primul plus ultimul. 8 plus 128. Da? Ori cât sunt ei. Și acum zicem, numărul termenilor egal cu. Cum am făcut mai înainte, din ăsta scădem pe ăsta, acum din 128. 128 minus 8. Împărțit totul la 8. La 8, că s-ar din 8 în 8, plus 1. Da. Și egal cu. 120. Împărțit la 8, plus 1. Și face 8 în 12. 15. 15, da? 15 plus 1, tot 16. Da? Deci numărul lor este tot 16. Și atunci suma va fi, ca și mai înainte, primul plus ultimul, ori 16, pe 2. 2 cu 16 își face 8. Și vine 8 și 128 face 136 ori 8. 136 ori 8. 8 cu 8 se simplifică și face 102 supra 136. 102 supra 136, simplificăm prin 2 și face 51 supra 68. 51 supra 68. Asta este răspunsul. Da. Și asta a fost eliști, nu? Da. Mai e unul? Da. Cât este? A, mai... B, cu 2. Ia să vedem asta. Ia să vedem și ăștia. Atrag fac și cu ei. Da, da, da. Haideți, copii. Haideți, băieți! Băieți și fete și mari și mici. Hai, Mihaela! Unde ești? Dacă am niște chestițe care mi-am făcut împreună. Nu, am... Muzica în ceea ce? Da. Vedeți ce muzică ascult? Nu v-au sfătuit. Da, lasă. N-am sfătuit. Am dat numai de mine. A venit aici. Ele stau acolo. Banca lor. Banca masacrată. Banca a dus de acasă, nu așa? Da. Să vedem, scoateți căițele, că avem de simplificat niște fracții. Mm. Deci să se simplifice fracții. Bun. Cum vreau fracții? Foarte tare, foarte tare. Da, fracția este așa. XY plus YX totul supra X plus Y. Deci XY plus YX supra X plus Y. Din astea de care am dat. Da, da, da. XY plus YX supra X plus Y. Asta, da. E, fă multe. Nici nu-ți vine să crezi.
Te depășesc pe tine. Cum facem aici? Cine îmi dă o idee? Eu? Nu, mă. Deci x, y plus y, x supra x plus y? Păi, eu... Ziceam să facem... Dacă x, y, bară... Păi x-ul de sus și x-ul de jos. Este așa, dar... Dar nu spuneam că x cu y s-ar aduna și y cu x s-ar aduna. Deci, practic, ar fi 2 x plus y sus și cum îl desfaci, mă, x, y, bara? X-ul 10 plus... Așa! Așa! Deci x-ul 10, x-ul 10 plus y plus... Plus y plus... Darius? 10. 10 ori y, sau y ori 10, din nou, ca să ai cifra 10 la. Da. Deci 10, y ori 10, sau să lăsăm așa, plus x, totul supra, x plus y. Și egal cum? 10x, x ori 10, Davide, x ori 10 sau 10x, e tot una, da? Da. 10x cu x de aici face 11. X plus 11x. Asta e 11y supra... Sub, totul supra... Supra x plus y. Totul supra x plus y. Și egal mai departe cu? Ce putem face? Facem 11 pe lângă. Poate fac o comun, da? Aici 11 pe lângă. X plus y. Totul supra x plus y. Și ce facem acum? Totul. X plus y. Nu putem să tăiem x-ul de sus cu x-ul de sus și y-ul cu jos și... Pe bucățele nu. Pe bucățele nu. Dar toată asta, așa... Toată asta putem. La produs. Din produs, da? Deci x plus y plus x plus y face... Deci finalul este că răspunsul este 11. Atenție! Nu dăm pe bucățele x cu x și y cu y, ci totul. Mm-hmm. Da? Zi-mi. Da. XY barat. XY barat. Da. Da, plus YX supra 22. Acum sușoară. Supra? 22. 22. Hai. Da, vedeți cum punem x ori da. 10. Da? X ori, sau 10x. 10. X plus Y. Y plus, plus 10x. 10 y plus x supra 22 egal cu 11x, întâi să adunăm 10x cu x face 11x plus 11y, Darius, da? Y supra 22 și este egal cu? Și este egal cu, scoatem faptul că vorbim pe 11 y plus y totul supra 22. Și cam mai departe. Și egal cum? X... 22 împărțit la 11? Sigur că da. Da, da. 2 împărțit la 11, da? 11 sunt împărțit la 22. Și rămâne un 2 aici. Și X plus Y, totul supra 2, da? Uite cum se scrie, Davide, că eu nu știu, pentru că e ceva nou. Ah, fracția asta? O să discutăm. Da, sunt în loc de linia de fracții, linia aceea e împărțire, mă. Da, da, știam asta. Știu, mă, da. Păi asta era și la prima când ne-ați arătat. Ți-am mai arătat. A, B, C, barat. A, B, C, plus B, C, A. Plus B, C, A. Plus C, A, B. Plus C, A, B. Totul supra. X, Y, Z. X, Y, Z. Plus Y, Z, X. Y, Z, X. Plus Z, X, Y. Z, X, Y. Stai, stau. Acum trebuie să facem descompunerile la amândouă. Da. Da? Deci o să zicem cum? Adică zicem A ori 10, A ori 100 plus B ori 10. A ori 100, corect. Deci A ori 100 plus 10 ori B plus C plus B ori 100. B ori 100. Plus B, C ori 10. C, plus C ori 10. Plus A. Totul supra. Mai este, mai este, mai este. Mai este plus C ori 100. Plus C ori 100. Plus A ori 10.
plus A ori plus 10 și plus B, totul supra. Totul supra, X ori 100 plus Y ori 10 plus Z. Da, plus. Plus. Darius. Plus Z. Plus D. Plus Z. Plus Y. Da. Plus Y. Y ori 100. 100. Y ori 100. Plus. 100. Z. Z. I. Z. Z. Așa. Z ori 10. Gata. Plus. Plus X. Plus. Pe și una asta. Plus. Plus Z. Ori 100. 100. Plus X ori. X ori 10. Da. Plus. Plus Y. E cam mai departe. Da? Hai să vedem de al dea. 100, mai este un 10A, 100 și cu 10 face 110 și mai este și un alt liber. 101, 111. Încă o dată, 100 de al dea. Tăiați-l, domnul profesor, ca să vedem că luat în calcul. Hai să subliniez așa ca să... Deci 100 de al dea, un A și cu 10A. 111A. Deci 111A. Apoi, cu B11. 111C. Da? Da? B111. Și, deci face 111. Jos. Plus 111 B. Și plus 111 C. Totul supra. Și după aia 1, 1, Z. 111 Z. 111 X. 111 Y. 111 Y. 111 Z. Și ce observăm acum? Așa, și cum? 11 pe lângă 111 pe lângă. Scoatem un factor comun. Nu putem așa. Sumă. În sumă îți faci indicările, da? Niciodată. Niciodată. Și mare greșeală. 111 pe lângă A plus B. 111 pe lângă A plus B plus C. Totul supra. Totul supra 111 ori pe lângă X. Pe lângă Z plus Y plus X. Și Z, Z, Z. Și după aia facem 111. Simplificăm 111. Abia acum. Abia acum avem voie, da? În produs avem voie. Deci A plus B plus C supra X plus Y plus Z. Mai avem? Da. Mai avem da, da, mai avem. Mai aveți unul și face altă de exerciții. Hai să vedem. Da, dar și din astea știu copiii noștri, așa că puteți să vedem. Păi nu crezi, da. Da. La 30 este A, B, C și D. Deci, păi dacă ar fi A, B, C și D, barat cum ar fi? Păi ar fi mai ușor. Cum? Ar fi A ori 1000 plus B ori 100 plus C ori. Deci cum este? Dacă ar avea, dar nu, nu e ABCD, el ar dacă ar avea 4 cifre. Dacă ar avea ABCD, deci ar fi... A ori 1000, da. Corect. Deci acum e ABC. ABC. Plus BCA. BCA. Plus CAB. Plus CAB. Totul supra. A plus B plus C. A plus B plus C. Da, dar pe sus l-am făcut odată. Cât a dat? Dădea ia uite, 111 pe lângă A plus B plus C. Corect. Așa, da? Eu, da. Da? Deci 111 pe lângă A plus B plus C, ca să nu mai pierdem timp. Corect. Totul supra. Supra A plus B plus cum simplificăm, domnul profesor? A cu A? Profesor, știu. A cu A? A cu A, B cu C, C cu C. Mă cer cu tine acum. Toate trei. Niciodată, toate trei. Da, să vedem film acum. Toate trei. Toate trei. Toate trei, băi, așa. Toată asta cu asta. Mă dăm bucățele în natura. Da? 111. M-am înregistrat cum am reprezit la tine. Deci am mai pus în situația asta dar dificil. E mami aici, aia avem voie. Da, și mama din față. Da. Exercițiu 17 la pagina 87. Da, 17. Nu l-ai? Nu, nu mai scrie temă și de aia, nu? Nu l-ai? Nu. Deci știu, uite. Pe ăsta nu l-ai? Uite, scrie temă. Sigur? 13. Atât? Da. Așa, dacă vrei să mai rămâi, mai lucrăm. Nu vrei? Nu mai vrei, nu mai trebuie. Gata. Te ajunge de la față.
De la 4? Da. Nu mai face. Mă zic, nu mai întreb, îi mă lăsă mai. Da. Da, da. Bun. Oprim camera. Opresc. Când ai bun, așa.